Bine ați venit la Săptămâna Pierdută, sunt Bogdan Nicolai. Vă mulțumim că sunteți aici la ultima ediție din 2022 și aproape prima din 2023. Să-i dăm drumul! Radu Obrejea, șef la permise Suceava, este anchetat de DNA pentru că în numai o lună, adică luna aia în care a avut ghinionul să-l fileze, a dat 70 de permise pe ochi frumoși, pe ochii dracului, pardon. Mită 120.000 de euro. Dacă îi citeai declarația de avere, îți plângea sufletul. Un milițic amărât care stătea în chirie, care pleca la muncă pe scuter. Iată ce deținea omul de fapt. 3 autoturisme, 21 de ceasuri de lux, că era foarte punctual. Bip-bip! E timpul să iau șpagă. La locuință i-au găsit 123.000 de euro. Și, țineți-vă bine, omul avea 46 de apartamente. Ancroiabil. Îmi și imaginez la anchetă. Număr de locuințe? Da. Îl imaginez dimineața cu cât respect se priveau el și cel din oglindă. Cum își zâmbeau, cât de mândri erau unul de altul. Frumos și apartamentul ăsta, dar știi cum e la bloc. E gălăgie multă. Dacă nu luam tot blocul, n-aveam cum să mă odihnesc. Bravo, boss! Cine a fost buricul pământului? Și cine e acum pământul din buric? Știți că migrația a fost principalul motiv invocat de Austria când ne-a blocat intrarea în Schengen. Ei bine, după ce ne-am enervat, după ce am zis, cum mă, strângeți bețe din pădurile noastre ca să ni le înfigeți în roată? După ce le-am mai dat și niște boicoate, am băgat benzină de la ruși și de la unguri, am schiat la Sinaia ca multimilionarii. Ei bine, după toate astea, apare știrea asta. Florin Mihăilă, șeful de la imigrări, filmat când juca soliter, într-o conferință. Conferință internațională din Malta, crucială pentru aderare, cu o săptămână înainte de a fi respinși, omul principal în problema noastră principală, trimis pe banii noștri, ne sabota cu nesimțirea lui. Și credeți că a jucat palmat într-un colț mai tirat? Doamne, cât sunteți de naivi! Atât de discret a jucat, încât al participant la conferința aia, bineînțeles, probabil unul care era de mult în Schengen, a spus tare la microfon că omul nostru joacă, citez, cărți de vreo jumătate de întâlnire. Cealaltă jumătate, ce dracu te-ai jucat, barbut? Nu că ar conta, numai că nu știu dacă ai citit știrile, dar ne-ai pierdut. Indiferent ce vor străinii, de astăzi până pe 3 ianuarie, România este așa cum o vrem noi. Un imens grătar. Suntem singura țară în care porcii, oricât de mari s-ar face, tot mititei ajung. N-am avut nicio tresărire când am aflat că doi bărbați din Hunedoara au sechestrat o bunicuță ca să scoată de la ea o rețetă secretă de mici. I-au luat și banii, dar așa, la intimidare, pentru că ei... T-am fi dus chitiță, cea femeie rețeta de mici. Asta se întâmpla în septembrie. De ce au fost prinși abia acum? Păi polițiștii, băieți deștepți, au așteptat să-i dea de gol ficatul. Că după față n-aveau cum să-i recunoască că au purtat cagule. Dar gândiți-vă că niște oameni care riscă 8 ani de pârnaie doar ca să iasă micii buni, păi ea mănâncă, frate, nu să joacă. I-au prins când au venit să-și facă setul anual de analize. Atât de mare aveau ficatul că doctorul le-a zis din ochi cât au transaminază. Noroc că e singurul organ care se poate regenera. În cazul lor, regenerarea ar dura cam 83 de ani, dar numai cu regim. De maximă siguranță pentru început. Nu știu cum era la voi, dar la noi ne adunam câte 5-6 copii și colindam frumos din bloc în bloc. Făceam toți liniște, puneam degetul pe vizor și ciocăneam încet. Mamă, Doamne ajută să nu dea COVID și să dea bani. Astupam vizorul, că dacă se prindeau că suntem noi, nu deschidea nici dracu.
Și așa nu deschideau. Îi auzei foșnind pe acolo, pe după ușă. Dar el lui Nicolae. Știi, fă liniște. Dar ei nu erau acasă. No. Noi știam un singur cântecel. Domn, domn, să înălțăm. Bă, urât, Colin. Să vâneze un iepuraș, să facă din pielea lui. Îngrozitor, film de groază. Nu voia nimeni să-l audă până la capăt. Rar ajungeai la versul 3. A plecat la vânt. Nu, nu, nu. Gata, gata. Ia portocalele și du-te, du-te. Că mă faci depresie. Acum niciun copil nu mai colindă. Nici să te rogi de ei. În schimb, vin unii tati. Deci nu știi dacă au venit să te colinde sau să te bată. Mamă, ăștia au venit. Ăștia n-au venit după dulciuri. Ăștia au venit după mine. După nevastă mea, după bijuterii. Nici nu știi ce să le dai ca să nu-i superi. Poate un pont ceva. Bancomatele! Dacă te baște și bate! Știi că vine Crăciunul atunci când... It's beginning to look a lot like Christmas. Când animalele dau năvală la cumpărături. Lume multă cu brazi, am văzut zilele astea, m-am bucurat sincer că mai tăiem păduri și pentru noi. Să vadă și copiii noștri un copac care n-are sertare. Unii luăm pe trotinetă, alții pe Lamborghini. Dar dacă nu vrei nici să-l cari și nici să-l cumperi, s-a lansat Bradmobilul. Suni și vine acest spiriduș cu capul, cu mașina de intervenție, cu pom, cu instalație, cu luminițe, cu hrușcă, cu hrușcă cu aer comprimat, care trage cu fuego, cu ce vrei tu, și stă mașina la tine în fața casei, cât îți permiți tu să ai brad. Eu zic că 5 minute sunt de ajuns. Adică fix cât știe soția, că durează o noapte întreagă. A expirat timpul. La revedere. Crăciun fericit. Asta a fost, oameni buni. Ne revedem pe 12 ianuarie cu forțe proaspete. Iar până atunci, ca să nu stăm degeaba, vom posta aici un video care va fi un best of 2022. Cele mai tari momente din primul sezon Săptămâna Pierdută. Nu uitați că tot ce se pierde, recuperăm la anul, da? Sărbători fericite tuturor! Pa, pa!